u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coinși la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, oameni fani și ansi, la un episod de FC24, Pack Opening, un nou player pick cu tot în el, dacă se poate, dacă nu, mă-și și prietenii săi. Dar place seria, nu uitați să puteți și pe domnul de like. E foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați tot deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, folosiți codul de reducere către XPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri fiind pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC24 coins, pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari și biceps și menși, doar dacă folosiți codul de reducere CATA 10 pe Nutriland.ro. Let's go time, domnilor! Asta e echipamentul de față. Sincer, un right back cred că ar fi cel mai blană dacă ar pica aici. Poate un center back în locul lui Nenia Van Dijk sau în locul lui Nenia Căpățână și în rest să vină R9 nici nipun la cap, dă-i să meargă și hai să vedem ce o să pice. Și bineînțeles, lăsați pe un comentariu cu ce ați primit din Icon Player pick-ul ăsta, dacă l-ați făcut. Dar nu înainte să luăm R9 din preview pack. Bă, nici de data asta, mă, tot Italia, tot francez, tot troglodezi. Unde e, mă, R9-ul meu din preview pack, mă, de atâția ani, mă, nene, mă. Se sparg tot în cale. Nici pachetii mai am pe aici și lea să dăm un pachet tradable. Mall Prime Electrum Player Spec. Începem cu Brazilia, exact ce vreau să văd, like în player pick, ești nebun. Este nenea Bruno Guimaraes sau Joelinton, da, ce natural Bruno, că da, Bruno UG, șoful șefilor, în spate, lemnării peste lemnării, măcar bine că e tradable, de asta e bine să dau pachetele tradable să mă scap de ele, să știm că am rezolvat o treabă. Așa nu cred că sunt multe. Premium Electrum Player Pack. Cum era semnatul Brazilia? Spain is Spain Everyday, left back, Urgol Vasile, Javi Galan sau ceva pe acolo. Sigur că da. N-ai că nebunesc pe aici. Nici măcar unul. Banghilici, Banghilici, Duran, iau-ți. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Ia să vedem câte mai am. Gata, pachetele trebuie, ok, mai am unul singur. Mixed Player Spec. Bronzarul clasic. Și este vărul lui Eto. Sandhausen și toți băieții. Evina, iau-s. Căpul șefilor și ăsta. O să vedem cum stă cu picioarele cu astea. Uuu, Pulisic. Pulisic, ce card avea? Și că am prins un card al lui Pulisic, dar mai știu ce card și era decent. Medium, medium. 3 cu 3, șef de șef. Lămâc, FST, cred că așa a jucat și Eto, în direcția asta. Că știu că la un moment dat era ceva articol în care zicea că el nu joacă pe left midfielder sau left winger, numai pentru Mourinho sau ceva pe acolo. Ceva vrăjoală din asta. L-a pus cineva la Inter să joace și nu o refuza sau ceva pe acolo. Povești cu pești, domnilor. 80x5. Ok, n-avem BMW X5. Avem Nemția, center back. Reinhardt, Gayhard, ceva pe acolo. Hinter. Am fost pe aproape. Freza e freză toate alea. Full, full, direct dubluri. Let's go time. Care l-a lăsat pe ăsta și 84. Ăsta a fost un pachet adevărat. Cred că am prea mulți jucători din ăștia basic. Ar trebui să fac player pick-uri, dar da. E lene, domnilor. 83x2. Hai, mă, nene, mă. Încă n-am prins nici măcar un jucător golațu din echipa a doua. M-ar mulțumi total dacă l-aș prinde pe Nenia Vidic ăla base, cum ar veni, bine base. Ăla mai mic decât Vidic golațul mare. Chiar dacă e vreo, nu știu, 65.000 sau ceva în genul, cardul mi se pare că arată bestial. N-ar fi rău dacă tot dă ceva, măcar să dea un jucător de genul. Pot să-l bag titular și pe contul principal și pe RTG. Arată mai bine cât fundașii mei. Deci, domnul... Opa, 84x5. BMW X5 avioane. Care ocauturi Barosane. Riker. Ok. Ciudat. Neniachin. E rău bun. Foarte ciudat cum arăta acolo chestia aia, că e cardul gold în spate și din astea. Dar s-ar putea să mai fie ceva în spate. Dar nu cred că putea să fie Vidic, că Vidic bănuiesc ar fi fost înainte de hero ăsta. Cred că nu a fost cu animație șmecheră și din alea. Chin ăsta e deja, ba chin ăla alt era și ăla cât de cât ok decent. Din marele. Nu, no, bun.
Ăsta-i. Nici n-are sens să mă uit la card. Deci când vezi acolo pace 90 și shoot 91, fanatic, când e chiar mare sculă Bob, dar sunt cardurile mega mega. Să fie 3K. 81x2. O să dăm și un 83x10 sau ceva pe acolo. Landezia. Ce aia am? Ce avi ăla? Cred că ce avi Simon sau ceva în genul. Ele sau salutare panu. Percuis. Ok. Linia learnie. Altceva. Pedro Poro și alți băieți. Trebuie să meargă. Hai să vedem un 83x10. Poate cine știe. E ceva mare sculă Bob. Oricum trebuie să mai fac un spaziu 87 la Icon Player Pick. Deci asta e că s-ar putea să am 3 și atunci dăm în mijloc, că în mijloc este cel mai bine mereu, domnilor. Penis pe everyday, left back, Ravi Galan din nou. Valencia, habar n-am cine la Valencia. Aproape tot o lemnărie. Gaia, o, echipa superioară, let's go, păcat că nu putem să-l salvăm pe nenea Lucas Vasquez. Hai să vedem acum ce este la 83-10. Și pachetul 69, ia vezi. S-ar putea să se lase cu scântei. În mijloc, pentru că în mijloc este cea mai bine. Hai mă nene mă cu golațul. Ok, nu cred că avem. Anglia, măcar un inform ceva. Right back. Trent Arnold Schwarzenegger. N-avem double walkout. Asta e un pic din asol de primăvară. Nu știu dacă poate să fie în spațiile lui. Hero sau ceva. Mă gândesc că ar fi apărut chestia aia cum a apărut și data trecută cu ăla cu Tobias Guard. Cu Kin. Deci gândesc că în spate poate să fie măcar durgol și poate inform dacă am noroc de uniform. Hai că avem inform dacă e. Hai că nu dat aproape linie de 83, să nebunesc. E cas. Salutare, pa. E nici așa, ce să zic. Am făcut și pachete cu 84x7, să vedem dacă apar pe aici. Să le testăm și pe alea. Că aveam mai mult timp de 83x5. Păi de asta nu merge, mă, că nu a fost în mijloc, mă, nene, mă. Hai să dăm, că poate avem prea multe pachete din alea și nu am dat bine în mijloc, domnule. Am dat pe lângă ce trebuia să nimerim. Ne-a morat alemne. Asta trebuie să dăm quick, că dacă apare în club ne-am dus. Asta e greșit alt. Putii lângă Elveric. Fiți antena acum. L-am dat afară pe ne-a morata. Direct mare ai că nici nimbun la cap. Ori vidici orice v-a spus logo. Bun. Că abia acum dăm de fapt în mijloc, că în mijloc este cel mai bine mereu. Let's go time. Opa, avem informul, vezi? Deja s-a schimbat treaba. Right winger, habar n-am cine-i. Manchester City, asta e că e domnișoara aia, dar cred că, ba nu, că am băgat-o la SBC. Domnișoara Fowler. Cred că nu a fost double walkout, da, e ok și așa, măcar am tras pe dreapta înapoi în uniformul. E clar, în spate putem avea doar carduri de 84 sau 85 gold. Da, cam bun e, bă. Pachetele astea cam extraordinare. Rău cu uniformul ăsta, că altfel eram în curul gol, ești nebun. Deci la un pachet deja am pierdut. Hai să mai dăm unul, să vedem, pierdem și la ăsta. Practic, dacă nu-ți iei informul înapoi, cam nasol e din primăvară. 83x10 din nou. Hai mă, nene, mă. Ok, nu începem cu inform. Anglia din nou. Center back ne-am dus cu stil. Domnișoara Bright de 85. Deci ne-am dus aici. Full topor. Nu cred că e inform după. Nici nu știu, trebuie să dea informul prima dată în cazul în care, să zicem, ar fi un inform de 83 aici. Sau 84. Oare ar fi înainte de domnișoara Bright sau după? Nu știu dacă e în funcție de rating. Ma, ăsta da pachet rău. Ești nebun la cap. Măcar facem un ban cinstit corect aici și lea, dar să nebunesc. Chiar în halul ăsta, mă nene, îl dăm și pe celălalt dacă tot am ajuns până aici. Să nebunească porcul intergalactic, dar ce sunt 83-urile astea? 83x10, dar e vrăjală. Hai că am luat informul înapoi de aici. Striker. Thundersef, ce iau? Domnul Fuseini. Ok, nu avem double walkout, dar măcar am tras pe dreapta înapoi un card de 85 inform, 98 pace, n-arată rău și 91 dribbling. Din spate cel mai probabil carduri gol, pentru care pot fi altceva. Nebunească Vasiliev, Intergalacticus Maximus, Nasolicus, Fuseini. Ok, 3 cu 3, clară treaba. Direct la SBC. Mamă, cum au fost pachetele astea, oameni. Unii erau de tort. Cred că a fost cele mai slabe pachete 83x10 din istorie. Au dat un amăr de walkout. 84x4, hai să dăm în mijloc și aici. Și să fie oare double walkout. Opa, Salah.
Asta e bine pentru rating, ne ajută extrem de mult. Mamă, numai sala atât, ok. Deci, cel mai probabil nicio șansă să fie în spatele lui carduri din astea speciale. L-ai văzut. Bă, cel mai fraier. Cine-i? Ăsta-i. Asta este, frate. Cred că mai am pe linia asta, nu știu dacă l-am băgat la SVC. Ok, nu l-am băgat la... l-am 3 double să nebunesc. Bineînțeles, 3 carduri de 84, că na. Putea să dea altceva. Vagabonțeală totală ei FC. Hai să mai dăm un 84x4 din ăsta, cred că am două icon ușa aici, ba nu, nu mai am. Ba nu, un 84x7 i-a ales. Hai mă nene mă, să fie mai bun decât celelalte. Uliu. Și aici, dacă nu tragi în formă înapoi, te-ai cam dus. Meee. Double walkout, ok, Oberdorf, credeam că e Andric. Ok, 89 mai merge, mai vii de acasă. Două walkout-uri aici, cred că am ieșit undeva aproximativ pe 0. Deși stai, nu. Pe informul 30.000, cred de astea este încât e un 89. Dacă mai avem cumva ceva în spate, un golațu. Ok, Rosicki. Nu-i bun, clar nu-i bun. Dar măcar l-o dai aici, nebun. Deci doi golațu până aici. Avem și un Alaba, poti de Omega Evoluții și știi încât costă un veric. Da, cam pe 0 am ieșit aici. Probabil asta e sub 10k, da. Deci ce-am dat pe inform, am primit aici. Și să zicem că și asta e și de fapt și Rosicki de 90 rating. Deci am ieșit bine o venirea Rosicki. Material de zbuc. Not good, not bad. Hai dăm un 84x7 din ăsta. Văd cum măcar dă Foderichi. Oricum am nevoie pentru icon player pick. Mie vine să mă pick. Stai să meargă. Măi, veric. Aici cred că ne-am dus. Eu battle dacă nu-i double walkout. Schnitzel. Este 85 șomer. Me. 84. Bă, e linie de 84. Ești prost la cap. Holy schnitzel. S-a dat jackpot-ul de rahat. Man. M-am nenorocit nici măcar în formă înapoi. Ți-ai de capul meu. Ăsta a fost pachet prost. Ăsta chiar a fost și mai prost pachet pe care l-am deschis până acum. De asta mai dăm încă unul să fie bine, să nu fie rău, sigur că da. Și-a revanșa. Are cum să dea din nou prost. CDM, Kante cel mai probabil. Nu-mi zic că dai încă o linie de 84 că mă arunc. Ieri am ori 85. Ok. Da dincolo 3 walkout-uri, dar după aia au zis, stai așa, stai o schemă veric. Ia aveți cum vin 84-urile aici, nebun. Am auzit că vreau 84, deci un singur 85, restul de 84. Măcar nu a fost din o linie de 84, hai că mai dăm încă unul. N-are cum să fie 3 proaste la rând. Mentalitatea de jucător la păcănel. Nu mai am. Le-am dat pe toate, ok. Hai să dăm un 84x4 atunci, că sigur se schimbă norocul. Parașchelia, ok. Hai să vedem dacă avem cumva double. Avem double, bun. Te poate îți dai și tu un R9 ceva pe aici. Eu blaciu. 88 rating, există o șansă mică să fie în spatele lui. Dacă se poate un Vidic pe 60.000, 70.000 ceva în genul. Nu-l cer pe la marele Barossa în Vidic, e ok și ăla al micuț. Little Vidic. Aproape Little Vidic. Dacă avem 84, 85, 86, era bine dacă era 87, să învățăm să numărăm. Și mai dăm un 84x4, că ăla e ultimul. După aia trecem la Icon Player Pick. Cele 3 naționalități, bine. 3 din cele 4 naționalități de aici o să fie și la Icon Player Pick. Dă-i să meargă verișor. Hai mă, nene mă. Măcar să fie full Brazilia. Ok, Brazilia bun. CDM. Manchester United, bun rating mare. Avem double walkout, asta e în astfel de primăvară, că asta mi-e zice clar. În spatele lui Casemiro, doar niște carduri gold de 85 la 84. Nici inform, nici nimic. Informul cred că trebuie să apară ca și card special, cred. Acum să vezi direct mare pe R9 Toti. Ok, nu a fost chiar R9 Toti. Inter, Haynes, James și toți băieții, One Battle și alții ale. Hai să vedem ce o să fie like în player pick. Nu am uitat, stai, ce Ona Battle, nu știu ce era, cred că era englezoică. Deci ar trebui să avem Brazilia, Anglia și Nemția cumva. Dacă era și una battle la fel. Pușcaș cu Raul alat. Bun, și avem din nou un player pick și aparent una battle era de fapt spaniolă, că am văzut când am făcut player pick-ul. Hai să vedem, mă, nene, mă, să vină R9 oare pe contul RTG, să fie mai norocos decât contul principal sau salutare, pa. Aceasta este întrebarea. S-a deschis. Important să avem icon profile la toate. Avem icon profile, avem icon profile la... A, n-avem. Deci ăsta e Winter Wildcard.
Deci unul o pica din start. Au Inter Wildcard slabe șanse să dea ceva bun. Și hai să vedem, domnul, cu ce începe. Să sperăm că începem în forță cu un Toti și după aia putem sta pe spate când avem stres. Vrăjala aia de Winter Wildcard. Începem cu... Bă... Care-s șansele să fie Nesta și aici? Tot. Cum ar fi să-mi dea un player pick aproape identic cu player pick-ul pe care l-am avut? Pe gondul principal, domnilor, este Nesta. Bă, care erau șansele, sincer să fiu acum? Care erau șansele? Deci dacă următorul este... Hai, era Nesta. Dacă următorul e Van der Sar, deci ultra mega scan. Dacă următorul jucător e Van der Sar sau Portar. Hai mă, nene, mă. Nu văd de asta. Nu-i bine. Ce avem aici? Opa. E tot Izoli. Mi-amintesc că are deadball-ul și ăsta. E bine, dar nu-i bine pentru că n-am cum să-l bag în echipă, din păcate. Dacă avea right winger era perfect. Noroc cu Ghinion de data asta. Numai el poate să fie cu ăsta. Deadball 1.5. 90 cu 90, da, el este. E bine. Dar din păcate nu am cum să-l bag în echipă. Cred. Trebuie să mă uit, dar nu cred. Nu? Sau stai mă că s-ar putea să aibă Salah right winger și atunci îl dau afară pe Nenia Jerzinho și îl bag pe Zolike. S-ar putea să fie o variantă. Dacă nu, cumva avem aici Pele. Fiind Winter Wildcard, ar putea să fie Salpa. Ia să vedem. Nu mai știu ce avea Pele. Cred că dribbling-ul ăla de dribbling cu R1 și atât. Nu știu dacă mai are ceva Pele. Ok, avem ăsta cu pasă din aia la vrăjală. E 100% un jucător slab. 75 stamina. Dă cu capul sub urii, văd că heading accuracy. N-are dribbling. Passing-ul e ok. Shoot-ul lemne. Face din părți. Este domnul Van Basten. Imaginați-vă ce card bocan care are domnul Van Basten, care are 6000 de baloane de aur. Numai 3, dar e ok. Da, deci cam Nenia Zoli ar fi aici varianta. Doi italian și un olandez. Pușcaș cu Raolat. Clar mă duc pe Nenia Zoli. Să sperăm că pot să-l bag în locul lui Jerzinho dacă Nenia Salari cumva și right winger. Ia să vedem rapid. Bine, nu știu dacă e mai bun decât Jerzinho. Dar m-ar ajuta cu loviturile libere, că aici n-am executat zi lovituri libere din astea. Extra mega legendare. Domnule, ai tu right winger să ne salvezi sau îți dăm un șpiț în OO? Ai right winger să ne salvezi. Să trăiască Nenia, veric. Mă, bun. Deci asta ar fi varianta. Să trecem pe Jerzinho la Kulezic Astraveț. Mama, aș putea să am 3 tot în echipă, ești nebun. Dacă aș băga pe Xavi în loc la vericul ăsta. Acum întrearea Zoli avea, dar cred că avea Zoli. Așa ți-mi minte, dar are striker bun. Hai să vedem cât mai costă Nenia Zoli. Undeva la 300 și un pic de mii. Chiar dacă e win, jucătorul costă aproape cât player pick-ul, dacă nu cumva chiar mai puțin decât player pick-ul. Dar cardul Zoli e un card bun și execută lovituri libere bestial. Deci cumva putem zice că e o victorie. Putea să pice mult mai rău. Frică acurasi 99. Are și la curve 92. Eu zic că e un card ok pentru echipă, mai ales că arată și fain design-ul. Îl retragem și pe Nea Jerzinho, că deja a jucat o groază de meciuri aici. 381, 104 goluri, 125 asisturi. Eu zic că e ok. M-a ajutat într-adevăr 5 skill moves în anumite situații. Dar bănuiesc că e mai bun Nenia Zoli. Că aia cât avea la pace mai bun Jerzinho. Dar în fine, asta este. Dăm un counterique la Nenia Pericu. Și ăsta o să fie titular până la Team of the Season, cel mai probabil. Dacă nu, cumva pică un card din ăsta. Golațul, vrăjală, că o să deschizi și aici pachetul de 650.000, să vedem, ne băgăm la creație, domnilor, să fie bine să nu fie rău. O să trească să fac schema aia, să... Sau să-l trec pe Salam, nu, nu cred că-l trec pe Salam Band. Nou care are 97 attack in position, 97 finishing. 291 de gol, 167 assist. Da, nu-l trec în bandă, lasă aici. Sau să-l trec în bandă. Nu știu, o să văd, poate îl trec în bandă și la striker pe vericul ăsta. Să fie oare mai bun pe striker, care totuși 4 cu 4, m-ar ajuta oare mai mult la finalizare acolo. Să-l folosesc pe Verico, să-l dau finesul din fundul grădinii. O să mă gândesc și la varianta asta, pot și fac asta și testez și varianta asta. Pot mă bag la creație, dar nu, las în continuare pe tot. Cam asta a fost, domnilor, consider că a fost un mini win.
nu cea mai mare victorie de pe planetă, dar decât ce mi-a dat pe contul principal. Mult mai bine pune Zolike, măcar este un jucător toti titular. Asta a fost, mersi pe divizionare, să fiți super fain în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!